Salut și bine am găsit la un nou joc pe Iona Games. Astăzi voi încerca Void Train, un joc care seamănă izbitor cu Raft, doar că este vorba de un tren, un joc care are foarte multă grafică, este un survivor 100%, dar are și accente de shooter. Așa că hai să trecem la treabă, pentru că jocul promite foarte, foarte multe chestii, atât la grafică cât și la poveste. Bun, îi dăm frumos play, eu să-i dau un new game pentru că aici e cu continue unde am făcut eu ceva teste. O să-i dăm frumos un caracter, ăsta e caracterul nostru, putem să-i setăm de aici la cap, culoarea pielii, vârsta, am pus 42 de ani, cât are și băiatul. Aici la general, băiat sau fată, iar aici la corp, putem să schimbăm jacheta sau corpul mai gras, mai fit așa, un pic mai durduliu, că și mie îmi place mai durduliu. La jachetă lăsăm așa și la pantalon putem să-i punem noi pe aici ceva de genul. Nu ne jucăm prea mult la asta, nici nu are prea multe chestii de arătat, dar în schimb la grafică este șmecher. Să-i dăm drumul la poveste, tati, că este și cu povestea început. Da, este un mic tutorial pe aici. Să blocăm ușa. Kinders, e ceva în german aici. Ia! Așa, tati, am blocat frumos ușa. Zice să găsim... Ăsta este trenulețul nostru, da? Cu care vom merge noi până excursie. Într-o lume virtuală, într-o lume paralelă, ceva de genul. Zice să găsim manivela. Uite manivela. Ați, i-am pus manivela aici. Asta e un fel de, nu știu că îmi zic bine, cred că se numește drezină. O de asta care dăm la manivela aici ca să meargă vagonetul. Avem celebrul WASD pentru asta, pentru mers, controlul este pentru crouch, sprintul cu shift, interacțiunea cu E, uite dacă dăm aici E, vedem cum vine trenul nostru și merge dintr-o lume virtuală în altă lume virtuală, prin gări, prin alte chestii, uite, putem să aprindem și veioza, hai să oprim trenulețul, zice să găsim, să dăm drumul la poartă, i-am dat apasa frumos aici, și am pe aia tot, tati. Plecăm. Plecăm, ce zice? Să mergem în altă lume. A, e tati. A, e tati. Hai, i-am dat drumul la... La frână. Și am plecat. Da, deci... Seamănă un pic așa la poveste cu... Cu Raft. Doar că nu o suntem cu pluta pe o... Ce este, mă? Un fel de lipitoare. Da. Doar că nu mergem cu pluta pe apă, mergem cu trenul pe o cale frată pe aici, adunăm materiale, ne dezvoltăm trenul, facem și o locomotivă, mergem prin gări, prin unele gări sunt și ceva soldați care ne împușcăm, le mai atacă și ceva orătănii pe care le împușcăm, deci jocul are o grămadă de content, dar ce îmi place foarte mult la el este că are grafică, tate, deci are o grafică. Și bineînțeles că n-am putut să nu umblu pe la nimic pe acolo, așa că toate sunt pe Epic. Toate le-am stat pe Epic. Da, avem aici două, zice, să dăm drumul. Avem aici două chestii. Asta este de direcție, înainte și în stâng, în spate. La un moment dat nu mai de voie să mergem în spate, dacă să apar ceva tampoane pe ce se blochează, doar în față. Uite, îi dăm frumos așa și aici asta e frâna. I-am eliberat frâna. Și am plecat. Ia uzi, a început călătoria. Așa. Schimbă direcția, tati. Hai să oprim frâna un pic. Schimbăm transmisia. Hai, dă-te în față. Da, da. Gata, tati. Și avem și claxon. Hai, tati. Și dăm și la drezina aici, frumoasă, cum se numește asta, la manivelă. Da. Și trebuie să adunăm după aici materiale, să facem, uite, ieșim de aici frumos. Așa, uite, adunăm frumos lemn, uite, deja apară să în spate, deci acum unde stați să mai putem mergem în spate, da? Așa câțiva metri acolo putem să mergem. Suntem legați cu o funie, da? De acest vagonet. Suntem un pic cum se câinile la legat de coteț. Da, deci nu putem merge prea mult. Zice să mărim puțin viteza. Așa, tata. Dar mie nu place cu viteza pentru că nu pot să mai prind. Alonzi, o dăm francez acum. Da. Și noi trebuie să adunăm de pe aici una alta, uite. Ohohohohoho, dați un picuț așa. Dați un pic, am văzut ceva interesant.
Am pus frână. Schimbăm un pic sensul și o luăm puțin înapoi, că am văzut ceva scrap. Da, trebuie să adunăm acum 4 bucăți de lemn și 4 bucăți de scrap. Uite, acolo am văzut vă două una lângă alta și în experiența mea cu jocul ăsta că am testat, este foarte important la început să strângem scrap-ul. Deci mergem puțin în spate, nu mult, când ne ajunge frână, tati. Frână, schimbăm direcția, că pe aia plecăm în față. Gata, tati. Hai să adunăm scrap. Avem deja două bucăți de scrap și o bucată de lemn. Uite și partea asta la altă. Iar scrap. E bun, e bun. Ideea este că avem, avem acolo jos în stânga cu viața, da? E, mai avem și două, la momentul să apară încă două cerculețe cu apă și cu mâncare. La început trebuie să consumăm noi ce găsim pe aici, adică aceste bucăți de organic și alte chestii. Și gheață murdară sau ceva de genul. Cu timpul ne facem noi bucătărie și începe să gătim cărniță, începe să gătim, să topim acea gheață, să facem apă, da? Deci avem o grămadă de treabă. La început totuși suntem și un pic limitați de de inventory, da? Pentru că este foarte, uite ce spuneam eu, da? Am luat Dirty Ice, Ice Baby. Și asta ne trebuie la început. Chemical. Deci jocul m-a fascinat, tati. M-a fascinat de la început și chiar când am văzut gameplay-ul, am zis, tati, trebuie să-l iau. L-am luat de pe Epic, doar acolo e disponibil. Pe Steam apare că va fi în curând lansat, dar este pe Epic. L-am pus la wishlist și când a apărut oferta, hats, am sărit pe el. Oferta este în continuare, undeva până 90 de lei este jocul. Jocul la bază este undeva la 115 lei, ceva de genul, da? Deci 80 ceva, da? 20 ceva de lei l-am prins la reducere, dar jocul merită ultimul leuț. Deci la ce grafic are și la ce chestii face pe aici, e strong, ce să mai zic. Mai trebuie două bucăți de ce, de lemn. Dai cum am dat cu vorba pe aici. Încă n-a apărut treaba cu mâncarea și cu apa, deci avem, e bine. Aceste lipitori trebuie împușcate la un moment dat, că ele ne atacă, uite, să-mi fi din astea, cum îi cheamă, în vagonetul nostru. De asemenea, ei ne dau nouă carne, lapte, brânză, ouă, nu glumesc, ne dau grăsime și carne și piele, uneori, da? Și avem nevoie de ele. Băi, bine că facem rost de deocamdată de mâncare și de, uite, cu bucate de scrap. 200. Îmi trebuie bucat de lemn, cred că acolo în față. Da, momentan e bine, uite, stăm legați de... Da? Deci e bine, nu ne atacă nimeni deocamdată. Mai încolo o să ne atace și pe aici orătănile. De asemenea, o să, cum îi spune, o să mergem și prin gări. Trebuie să ajung pe niște gări, o lume virtuală, nu știu cum se numește asta pe aici. Și acele gări mai dăm și de soldați, vă spuneam. Soldați care ripostează, tati, și care trebuie să mă împuș. De-aia spuneam eu că pe locuri are accente de shooter. Dar, v-am spus, la grafică, uitați-vă și uite ce textură aici. A? Ce să mai zic? Ce să mai zic, tati? V-am spus, ultimul leuț care i-am dat pe el merită. Merită pentru că l-am testat, ca să vă zic ce e vorba în asta. Dar v-am zis, uite, grafică, frumos, tot ce vreți. Da? Depinde de ce strâmbiți, deocamdată nu mă grăbesc. Ăla zice că o să dau alonzi, să dau viteză mare, dar nu mă, e mega așa încet. Bătrânește, tati, nu fac lume. Mai trebuie bucată de lemn și aducem materialele pe care... A început un mic tutorial. După aia va fi, cum îi spune, pe cont propriu. Și putem să facem, inclusiv ne facem locomotivă, inclusiv vagoane o grămadă pe aici, facem un dată mai trenul. Deocamdată mergem așa cu asta. Ia uite-l. Da? Acum suntem pe tutorial, v-am zis. Totuși un pic de frână, că am nevoie de materiale de la din față, dacă uite și aici în față. Și acum zice să construim, să începem să construim. Da? Deci dacă dăm T, avem aici frumosul, ia. Trebuie să scăpăm. Și acum putem să ne construim noi așa. Podeaua asta care deocamdată nu ne fascinează, dar în schimb putem să construim masa de cercetare, research table-ul. Îl punem frumos aici. Ăla e tati. Și am închis cartea. Da? Și acum
facem noi, începe jucăria, începe cu research. Prima dată să facem, vă spuneam că la început e problema cu spațiu, facem un smelter ca să topim, cum îi spune, aceste scrapuri și după aia să ne facem un container ca să mai depozităm din ele. Da? Pentru că la început este o problemă destul de mare cu treaba asta. Da, hai să închidem tutorialul ăsta totuși. Deci mai am nevoie de... Deci, pentru... Bine, aici trebuie 4 bucăți de scrap ca să deblocăm smelterul. Dar după aia, după aia să stopim. După aia trebuie alte bucăți ca să și construim. Deci nu e chiar așa trebuie, simplă treaba. Hai să dăm puțin drumul la frână să plecăm. Am plecat, tati. Ușurel, da, ușurel. V-am zis, jocul are content și are, uite, îmi trebuie și lemn pentru așa tot scrap. Cât avem? 3. Ah, deci avem 4 bucăți. Vedem ce mai e pe aici. Uite, mai e o bucată aici. Și în partea asta la altă. Da, v-am zis, adunăm material la început și ușor ne dezvoltăm frumos, ne facem vagoane, v-am spus, inclusiv locomotivă. Ne batem cu toată lumea pe aici ca să fie treaba bună. Și asta ne trebuie la un moment dat. Uite aici o bucată de scrap. Scrap. Azi scrap. Scrap. Un pic de frână totuși ca să vă facă să aduc tot materialul la început. Da. Facem primul research care este smelterul, tati. Da? Și acum dacă dăm pe T acum, pe cărțulie frumos, apare smelterul care are nevoie de încă 4 bucăți. Vă spuneam eu, de 4 bucăți de scrap. 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 Scrap, tati. Ia uite. Uitați-vă și voi la grafică, deci n-am ce să zic. Deci nu am ce să zic la jocul ăsta. Deci până acum am găsit numai părți pozitive. Bine, vedem mai încolo când ne mai batem cu una alta, nu știu. Deci jocul, uite, să luăm gheața de aici. O să ne trebuiască la un moment dat. Scrap la început, uite, să construim un smelter, ne spune deja. Și de asemenea v-am zis o cutie. Acolo mai mă întorc după ele că n-are rost. După scrap, acolo e important. Ia. Ce dă asta din mânuțe aici? Drang. Ce e aici în față? Organics, astea sunt bune. Astea sunt bune la mâncare la început. Ne dă foarte puțin la mâncare, dar cu timpul le putem găti. Și v-am zis, putem face rost de bucăți de carne de la... cum îi spune? De la aceste animaluțe pe aici, pe care unele chiar le împușcăm noi, altele chiar sunt foarte agresive și trebuie să le împușcăm neapărat. Și atunci prăjim carne, facem mâncare, dar mai este un pic până acolo. Mai este un picuț. Uite pe aici. Ia uite pe aici, scrap. Hai să zicem, vorbim, am la gură de engleză un pic, să mă știu la gură de engleză. Ia tati. Un pic de frână iar. Da. Nu e, trage un pic de timp, nu e problemă, dar facem frumos ca la carte. Uite, deja am apărut alea cu, da, cu mâncarea și cu asta. Deci dacă dăm aici frumos use, ne crește apa, dacă dăm aici, ne crește și cu mâncarea, da? Deja au început să apare probleme la mâncare, i-am dat frumos un T, i-am luat frumos un smelter și l-am băgat aici. Ăla-i, tati. Ăla-i, ce să mai. Da? Și acum noi putem topi aici, putem să facem lingouri de... iron sau de cupru. La început se trebuie de iron. Două bucăți de cer aici și aici băgăm noi lemne. Hai să punem două și am dat create. Da? Și am dat drum. Iotele. Astea la un moment dat ne atacă și nouă pe noi. Da. Bine, ne atacă pe noi, ne atacă vagonetul. Drezina sau cum zice asta? Cred că am zis bine drezina sau ceva de genul ăsta se numește. Erau pe filmele cu vest sălbatic când dădeau aia la... Da, că făceau căile ferate sau ceva de genul. Ia. Adunăm tot ce prinde pe aici, în principal scrap. Da, zice să facem două lingouri acolo, chiar vrea de fier. Le facem, nu e problemă. La fiecare lingou de fier ne trebuie două bucăți de scrap. Two pieces.
M-am căzut engleză pe barba aici un picuț. Așa, tati, hai. Lemne, în continuare, că nu știu cum lemne avem nevoie să băgăm în smelter. Adunăm tot ce prindem pe aici, deocamdată, v-am spus, ne orientăm către bucăți de metal ca să le topim. Și de asemenea mâncare și apă. Trebuie să adunăm puțin mai mult ala, acum mâncare și apă asta este, pentru că ați văzut că se... Ia ușurel. Se consumă repede. Cu timpul ne facem noi mâncare mai dezvoltată, mai cutare, mai elaborată, mai... Este ca orice joc de survival, am spus la început. Te chinui un pic, după aia, din ce în ce avansezi, treaba devine mai simplă pe anumite capitole. Nu pe toate. Uite, deja avem prima bucată. Mai pot să fac una? Nu pot să fac, n-am asta. Lasă-o cu dacă nu ia, pentru că umplu inventarul degeaba. Uite pe aici niște lemn. Lemn, tati, nu e... Nea. Vream altceva. Îi dă și apa încoace, că așa mi-era sete. Ia. Partea asta la altă. Prefer să merg așa, nu să dau viteză, că... Ia. O să ajungem și să dăm cu viteză, nu-i problemă. Ia uite, să plimbă... Fel de lipitor, ce-s astea, nu știu. Ați? Hai să luăm și organicul ăsta, că e de haleu. Mai e ceva aici? Păi, dar nu mai găsesc scrap-uri, tati. Dacă am făcut mișto și am făcut scrap, așa, uite că nu mai dă jocul, a zis, vezi? A zis, nu mai face mișto, că nu mai vezi. Ia. Uite-mă aici, a? Nu, tot lemne și ăsta. Tot lemne, tati. Eu vreau mai mult. Las că e bun și lemnul, la un moment dat când începe să tocăm lemn, să băgăm la... Cam toate merg cu lemn. Ușurel. Ia. Am luat-o și pe asta. Ia. Și asta trebuie, asta trebuie la asta, cum zice, la cupru. Dar mie trebuie... Bă, deci nu mai găsesc... Deci numai lemn am găsit, tot în afară de scrap. Ia. Aici e gheață, trebuie să iau și pasta pentru apă. Uitați-vă grafica aici, tati, să vede tabla înduit. Asta e scrap. În sfârșit am găsit și eu scrap. Am găsit scrap, tati. Dar mai trebuie o bucată, ca să topim să facem una bucată de fier. Hai să iau și pasta. Ice pur. O bucată, uite aici. Uite aici, tati. Ai. Băgăm frumos la topit aici. Îți. Și am dat. Ai, tati. Facem două bucăți. Da, și după aia deblocăm chest-ul, tati, ca să punem în chest. Deși la început chest-ul nu este foarte mare, are câteva 4 sloturi. Dar îți dă o ordine ca să faci niște chestii și după aia te lasă să faci de capul tău acolo multe alte nebuneli. Ia. Ia un pic de frână totuși, ca să ne uităm pe aici. Deci, acum trebuie să facem ăsta care are nevoie de două d-astea. De iron. Pardon. N-am spațiu. Au? N-avem spațiu. Mamă, cât am adunat apă și asta. Hai să bem apa asta. Asta gheața asta, să facem să bem. Așa, tati. Ăla e, tati. Și am dat aici frumos. Și am dat research. Dar trebuie în continuare să facem ea. Ăla e, tati. La cât un claxon. Trebuie în continuare să facem rost de scrap ca să topim pentru a face cutiuța. Nu mai adun organe deocamdată că mai am.
concentrez un pic pe, pe scrap. Și lemn, de ce nu, ca să topim, dar totuși scrap-ul e pe primul loc. Ia pe aici ce mai e. Băi, deci numai lemn ne găsesc, mă. Hai, mă, să-l iau și pe ăsta, nu-i problemă. E bine că la un moment dat prin gări găsim, găsim mai mult scrap. Uite, mă, să plimb asta pe aici, n-au treabă cu noi. Ia. Pe atunci aș face următoarea șmecherie, aș da un pic de viteză. Ia să vedem, așa de control. Da, trebuie două bucăți de ce bănuiam. Și la research aici, următoarea este workbench-ul, care are nevoie de 3 bucăți de, de fier. Deci asta îmi trebuie, asta înseamnă 4 ori 2, 8 bucăți de scrap îmi trebuie. Ca să fac și research-ul, ca să fac și cutia. Și eu adun apă. Uite aici în față. Uite aici în față bucat de scrap. Dar mai trebuie, mai trebuie, tati, vreau să facem... Inventarul full. Inventarul full, 2 secunde că ne pleacă trenul de aici. A, e tati. Hai, uite și în partea asta la altă. Exact. A doua bucată ca să o punem la topit. Ăla e tati. Băgăm un smelter aici. I-am dat. Gata, tati. Hai. Hai că mai topim. Uite aici în față, uite aici în față, două bucăți. Două bucăți. Una. Mai facem rost de un lingou de asta frumos. Două. Hai și cu lemnul că ne trebuie. Ia. Pe aici pe sus, tot lemn. Scrap, scrap, vreau scrap. Uite în față, uite în față, pe dreapta aici. Unde ești, tă? La asta, cu așa cu până aia, așa cu bucăți astea de scrap și alte chestii, e un joc, nu știu cum se numește el, cu spațiu, tot ceva genul ăsta. Că adun bucăți de astea de obiecte de pe aici, de prin spațiu, nu știu cum se numește jocul. Dar la... Așa, cu chestia asta înseamnă, am spus, înseamnă cu raft, pentru că se duce acolo, da, cu plută. Și aici ne facem o mică bază și după aia ne mărim. Ia 2 secunde că mai topim. O să pun 2 acum? O să pun 2 chiar. Nu mai avem lemn. Și mai băgăm mai mult lemn aici ca să mai golim. Hai, tati, facem 2 acum, direct 2. Ai, boierie, tati. Boierie. Uite, mai, hai că încep să mai pară. A? Uite, tati, aici. Ala e. Hai să luăm și gheața. Mai servim și noi. Hai să mai servim pe asta ca să mai golim din inventar de aici. A, e, tati. Hai că ușor, ușor ne facem. Ne facem necesarul. Uite aici o bucată de scrap. Am prins-o. Unde mai găsim? Aici e lemn. Asta și pe asta că e bun. Ia un pic de frână aici. Că avem o leacă de treabă. Bun. Și acum. Hai să facem noi una bucată de asta. Să-l punem undeva. Și cu... Să sugeste așa cu râu. Așa, tati. Să fie cu... Cuietoarea noi, aia e, tati. Da? Și acum noi avem una bucată container. Păi aici avem și niște șervețele, 2 secunde că am transpirat. De aia emoționez. Bun. O să punem aici. Asta că deja sunt prea multe pe acolo. Mai am 2 bucăți de scrap. Unde să scriu, tati? Să băgăm la topit aici, zic. Aia e, tati. Și acum, mergem mai departe. Hai să că ne trebuie la workbench, ne trebuie încă 2, parcă acum nu mai trebuie una. Și deblocăm workbench-ul. După aia deblocăm chestiile astea, arcuri și rozințate, sârme, da? Și ușor, ușor ne dezvoltăm. Bun, hai, dăm drumul la frână. Claxon. A, e tati.
Zici că sunt cum era pe anii 1900 cu acele mașini de epocă. Clac, un claxon. Deci două bucăți de scrap avem nevoie acum la prima urgență și după aia să ne facem workbench-ul. Începem ușor, ușor. Hai, tati, dezvoltăm fel și fel de chestii pe aici. Uite, uite, uite scrap-ul cum fâlfâie, cum fâlfâie și îmi trebuie. Hai și după aici o surioară, un frățior, să am și o două, să fac și una bucată lingou. Lingou, nu lingou. Că lingou e altceva. Lasă, nu mai luăm. O să trecem și la cupru, bineînțeles, o să trebuiască și alea, o să le tocăm pe alea imediat, dar deocamdată suntem pe fier. Suntem pe fier și pe aia trecem la cupru. Ați, dă lemnul la mine aici. Ăla e tati. Ăla e tati. Și asta organic, asta, nu organic, asta chimical asta. O grămadă de chestii vom face după aia, ușor, ușor, așa. V-am spus, da, trebuie să trecem și prin gări. Și acolo găsim grămadă de chestii. La început sunt gări mai mici, care nu au asta, mai după aia vin gări mai mari, cu probleme, cu oameni care trag în noi, soldați, nu știu cum pot spun oameni, nu știu ce-i pe lumea asta sau ce-i asta. Știi? Lemn la greu. O, te bate și un pic de vânt ceva, nu știu, sau de... E un fel de soare ce este. Mai băgăm la... topita ce. Pot fac două, nu pot fac două. Uitați. Bag acolo. Bag acolo că mai aduc. Îți... îți... apropo de... ia să mai servim și noi ceva pe aici. Dacă dăm așa cu fuiete. Să tragem singuri. E cu fâul ca la SnowRunner. Când te tragi cu... cum spune, cu cablu. Aia. Același principiu are. Vedeți? Scrap în continuare. Uite aici. Ai văzut cum a stricat, cum a apărut. Și de haleu. E bun. Un pic de frână iar. Cați piese pe aici. Și am zis așa, ne trebuie 3 bucăți de astea. Cât avem acum? Avem, a? Așa, mai băgăm aici. A, e tati. Am băgat la research. Și ca să o construim, bineînțeles că ne trebuie și la asta aceleași materiale. Da? Deci, ce ne dă la blueprint este și la construcție. Deci așa că avem nevoie de încă 3 de astea de fier. Asta înseamnă 6 bucăți de scrap. Deci avem de adunat. Cred că în față vine o gară. Văd clădirea. Deci avem parte de prima gară. Hai tati, ușur, relaș. Ia uita. Vine trenulețul. CFR-ul. Ne-am angajat la CFR, tati. Ia. Păi, s-apropie gara. Și când s-apropie gara, deci am făcut eu să cam răresc materialele. Ajunge la prima gară. Și cântăm melodia, mai vine iar în gara noastră mică. Ați, tati. Dirty Ice. Mai servim și noi de-astea. Mai servim și... de asta, asta nu-și pasă de aici. Stăm bine aici, stăm bine. Să facem continuare treaba aici. Mai băgăm. Ne mai dăm. Uite aici, scrap, tati, nu pot să nu o las. Am și gheața. Ca să spargem gheața. Ia. Acolo nu e treabă. Am văzut, am crezut că e scrap aici, zic, mamă, ce mă înfigeam eu să iau. Bun, hai să-i dăm cu viteză înainte că se... nu-mi prea mai e nică treabă aici. Vă-ți?
Da, merge cu viteză în prima noastră. Oh, oh, oh. Au lemn. Mă, figeam, mi-am crezut că e scrap. Da, prima noastră gară, prima noastră oprire va fi aici. Tada! Ia uite. Intrăm frumos, activat. Deschide poarta. Așa, tati. Glumesc, nu știu că dacă a avut legătură clasonul meu cu poarta. Da, așa, la impresie și la fantezie. Hai. Ați. Ups. Să stinge lumina. Și-am plecat. Turbo, tati. Ați. Și-am ajuns. For some time now, our heroes are trying to understand where they are and who could possibly build such wonders. Upon further inspecting the platform, it becomes obvious to them that someone used to live here. An idea occurs to our brave adventurers investigating the abandoned depot. Da, zice că unele sunt abandonate și altele se pot fi locuite. Ia. Aici fâlfâială. Uite, acolo îmi dă un semn, să mă duc pe semnul ăla. Ia să vedem. Și mai dă de semne pe aici, sunt niște de-astea de, niște containere, niște chestii de găsit. Partea aia, nimic. Mai dă niște materiale. Hai să luăm pe aici atunci. A, trebuie să luăm pe aici înainte. Ia. A, în felul că facem tutorial pe aici, sărim, să coborâm, să alte chestii. Coborâm. Pe aici nimic de luat, deocamdată. Tehnic. Este în germană ceva acolo. Auto pe aici, atăm așa un pic de pe bine. Ați. L-am găsit pe ăsta micu. Aulă. Pistolet. Ia uite pistola aici. De aceea începe shooter. Da? Deci trebuie să ne pușcăm cu lumea pe acolo. Pistolul poate fi upgradat cu module. Da. Ceasul tică, încă ceasul tică e. Vestiare pe aici. Ia. Nimic? Nimic. Un tablou, nu pot să iau și un tablou nimic de aici. Ce poate să ieșim din zona. Ah, pe aici. Așa, tati. Și am ieșit. Unde am ieșit? Stânge lumina. Așa, tati. Mă, ce disipă totuși? Atât ne-a dat doar pistolul aici. A, și ne pune să plecăm. Să părăsim depozitul. A, e tati. Gata. Ups. Da? Am ieșit frumos din prima noastră, primul nostru depozit, spune aici. Prima noastră gară, prima noastră oprire, dar avem pistolet. Deci tragem cu pistol acum. Hați. Gata, ne întoarcem la viteza noastră care ne-a consacrat. Hai. Hai să adunăm în continuare scrap și alte chestii. Până la următoarea gară. Ia. Ați. Acum, v-am zis, putem să și împușcăm cu... Băi, da, deci pistolul ăsta e șmecheritat. Uite, vin lipitori la... Ia. La calea ferată. Deci încetinesc trenul. Împușc aceste creatori. Că ne ia din viteză. Ia, când apar. Deci să-mi fie gastele la roți. Să fim cu ochii acum pe ele, când se înfig de rău, să tragem în dânsele.
Ia să ne uităm pe aici după. Asta o dată, asta o dată, că să trecem la cupru. A venit? Am uitat ceva, o... Ia. Ce s-au deșa? Cârial asta. Uite, uite că vine. Lasă bagaroți. Dă-te, 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 ia. Ai, cărniță și cu piele. Da, deocamdată nu putem să le folosim, așa că vom lăsa pielea aici. Scrapul băgăm la topit. Dar nu mai avem cum lemn aici, băgăm și aici, așa tot. Hai. Ne vedem treaba noastră deocamdată. Uite, în partea asta am văzut scrap, aici am văzut și lemnul. A, e tati. Din scrap facem și cupru, facem și fierul. Așa că va trebui să adunăm la greu. O, ia să mă prind pe ăsta. Dacă mă trage cablul înapoi. Ia. A, e tati. Hai că am avut noroc. Am avut noroc. Bun, hai să ne continuăm research-ul. Deci noi eram... A, trebuie să fac... Să fac workbench-ul, am zis. Două secunde. Ia, vei, pot să-l fac? Pot să-l fac, bineînțeles. Asta care e fața lui aici? Aici, cum e înghina în față. Aia, tati. Aia, tati. Două secunde să mai adunăm niște scrap din asta. Dar prin o frână pe aici deocamdată, o frână micuță, așa, oprire. Da? Și acum aici, la workbench, putem să facem șuruburi prima dată. Da? Șuruburi. Ia să vedem noi pentru aici ce mai trebuie să facem noi. Dacă deblocăm și astea, putem să facem roți din țate și arcuri. Pentru asta, două secunde. Avem nevoie tot de fier, trei bucăți de fier. Aici trei bucăți de cupru. Da? Deci începem pe cupru acum. Bine, mai avem de fier ceva de făcut. Ai, tati. Trag în astea că astea îmi dau grăsime, ai încolo trebuie grăsime. Bine, nu din prima, așa. Mai dau și... dau carne crudă, care îmi dă la mâncare, dar mi-a la sănătate. Ia să văd dacă... Deci, dacă dăm așa frumos, zice că îmi dă 10% la food, dar îmi scade, în schimb, la sănătate și nu aș vrea carnea asta, în schimb, uite, ne dă doar 5% la food. Și atunci vom mânca de astea deocamdată. Hai, n-avem ce să facem. Ajung la ea? Ah, ce noroc am avut. A, asta e oprită, mă. Asta e oprită. Hai. Am dat drumul la frână și am plecat. Deci îmi trebuie 3 bucăți de... Ia. A, pot să bag la topit. De fier, iar. Hai, tati. Să meargă treaba, zic. Până facem noi pe aici. Ia. Să mai luăm de-astea pentru mâncat. Uite și pentru băut. Da. Mă interesează, v-am zis. Oh, scrap, 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 scrap. Ia. O dată apă. Ia uite aici, ia uite aici bucăți. Ia uite aici bucăți. Uite aici și lemnul, dă-l încoace. Mai băgăm. Parcă o singură bucată mai trebuie, dacă nu mă înșel. Păi trecem la cupru. Nu e combustibil. Ia de aici. Ia de aici, tati, că avem. O dată. Ce e acolo? O insulă sus. Păi deocamdată bucăți de tablă ne trebuie la greu, dar... Le găsim ne ușor, ușor, așa, câte una, câte una, câte una.
Avem trei bucăți aici. I-am dat-o aici și i-am dat-o aici. Ai, tati. Facem research și ne îmbunătățim aici frumos workbench-ul. Facem și alte chestii. Uite, uite scrap aici jos. Uite lemn aici sus. Aleu. Lemn în partea asta la altă. Oh, da, 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 am văzut. Ați. Ia, ușurel. Acum la început e mult de adunat. Dar după aia, de ce mergem mai mult prin, ajung mai mult prin gări, acolo mai multe materiale, dar v-am zis, este și mai mare pericolul, pentru că unele gări, v-am zis, sunt locuite și va trebui să escapăm prima dată de băieți. După aia să ne, cum îi spune, să adunăm pe acolo. Dar, în schimb, e mai simplu treaba că adunăm mai repede niște materiale. Da? Și ușor, ușor ne mărim și vagonul și altă treabă. Ia. Deci acum, dacă ne uităm aici, putem să facem și astea. Da? Și arcurile. Mergem mai departe. Zice că să facem research la astea, care îmi trebuie 3 bucăți de cupru. Acum schimbăm un picuț aici și mergem pe cupru. Mai simplu trebuie la cupru, că la cupru este o singură bucată. Uite, ne trebuie de scrap. Și i-am dat-o frumos aici. A, iată, le-am făcut din prima pasta. Deci la cupru mai simplă treaba față de fier. Da? Că este doar o singură bucată de scrap. La fier trebuie 2 bucăți la fiecare bucată de... Le-am speriat degeaba. Încerc să fac un pic în avans, că am nevoie de grăsime. Și mai încolo o să-mi trebuiască multă. Uite, iar scrap aici. A, iată. Dă-mă. A, iată-te. Ia, ce e aici? Lemn. Și asta, că am început să umblăm pe cupru și am nevoie. Ajung la asta? Să nu mă tragă de sfoara de lanț. Lanțul de coteț. Ca la câine. Vine câine. Ha, 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 ha. Și pe aia să fie gen rămâne. Chelau, chelau, chelau. Un pic de frână, am zis. Avem ceva treabă pe aici. Să servim și noi un pic masa. I-am băgat-o pe asta. M-am început din toate. Așa, tate. Deci avem... A, n-aveți lemne. Deci o problemă că băgăm de aici 2 bucăți. Continuați treaba. 2 secunde. Aici au materiale deosebite. Deocamdată nu. Le-am luat și pastea frumos. I-am dat research-ul aici și am făcut trecem la un nou nivel. O pointă de cupru. Ăla-i tati. Și acum zice că să facem laboratorul, în care ne trebuie 2 șuruburi și 2 dase de sârmă. După aia facem aici trebuie grăsime și aici facem componente pentru vagonet. Da? Deci dacă ne ducem acum aici la șuruburi ne trebuie 2, deci trebuie 2 lingouă de astea și la asta trebuie tot 2 de astea. Deci avem nevoie de 2 și cu 4-6 bucăți de scrap. Scrap, avem doar 2. Hai să facem prima dată, să facem cupru, că e mai simplu. Îi dăm 2 aici, i-am dat așa, gata, tati. Am dat drumul la frână. Da? Deblocăm laboratorul, tati. Laboratorul. Mergem mai departe. Am luat gheață. Uite, vină încoace, vină încoace. Ia. N-ai dat nimica, mă? Ai murit degeaba. Ai murit degeaba. Trebuia grăsime pentru research acolo. Lemn. Asta pentru cupru. Gheață și cu asta pentru băiatul. Așa, tati. Lemne pentru forjă. Bineînțelesul celebru scrap. Ia. Mai băgăm. Luăm de aici frumos. Și băgăm aici. Acum trecem la fier. No fuel.
Ai tot, ia de acolo. Ai de unde? Hai, mai departe. Ur ice. Viață pură. Ia. Pe aici nu e, pe aici nu e. Ia. Era mișto dacă se făcea ca la raft, să faci ceva filtre, ceva, să vine să adune singure pe aici, sau ceva magnet să adune ca la Satisfactory, cum era, nu, lasă de la Subnautica, acea bilă care o aruncai și ți-a adunat toate materialele din jur. Era șmecherie. Inventarul full, 2 secunde, cum să fie inventarul full, că îmi trebuie. Asta. Exact aici ce emoțiune, dar exact aici ce îmi trebuia mie, n-aveam să le pun. A, e tati. E nașpa că unele sunt puse după obiecte să le mari. Le vezi după ce treci de, sau nu le vezi deloc și ele apar după ce treci de ele. Ia 2 secunde, o mică frână deocamdată. N-am să le pun aici. 2 secunde, că am inventarul full deocamdată. Asta o golim aici. Așa, tati. Să vezi acum că e gata cu astea. Și bineînțeles că iar trebuie scrap la greu, pentru că să fac, cum îi spune, laboratorul îmi trebuie aceleași materiale, îi spuneam. Da, deci pentru laborator acum avem nevoie de 2 șuruburi și 2 dale. Mergem aici frumos. La bancul de probă frumos. Băi, 2 de șuruburi. Dacă m-am uitat bine la... da, sârmă de aia trebuie. Ia uite, deja au apărut șurubule frumos. Și acum îi băgăm și sârmă de asta frumos. Tot două bucăți. A, e tati. Hați. Hai. A, e tati. Le-am luat de aici frumos. Și le-am băgat aici. Ne-am făcut problema. Și nu mergem mai departe, că sticla trebuie scrap. 2 secunde, să vedem cum stăm cu inventarele pe aici. Hai mă, că ți-e foame tare, ia bag în tine ca spart-o aici. Ia și-o de asta. Apa avea deja, nu mai băgat degeaba. Bun, hai, scrap în continuare. Deci ne întoarcem la problema noastră cu scrap-ul. Pentru că acum putem să facem, ia să ne uităm. Dacă îi dau de aici. Deci ăsta e laboratorul care are nevoie de șurub. Deci aceleași. Da? Putem să-l punem așa, dar poate să punem materialele, da? Deci nu avem nici lemn măcar. Ah, dacă ne meream eu aia, să fi dat și mie. Ce-mi trebuie mie acolo. Ia. În continuare, lemn și scrap. Lemn și scrap ca să facem... ia. Vine vreo gară. I-aș da un pic de viteză ca să mă duc la gară mai repede. Poate că sunt mai multe pe acolo. Ca să nu mai adun. Aș face o aroganță de-asta. Hai să dăm puțin de viteză. Zic, nu? Asta, după... numai pe dunga aia nu dau eu. Dacă văd ceva materiale multe, o pun o frână de aia brusc frumos. Uite aici. Crap. Ops. Mi-a dat damage, frate, acum. Mi-a dat damage, m-a lovit de... Ah, de la viteză mare nu e bine, că ne dă... Ne dă cu loveală. Dacă acum rămân în urmă. E prea mare viteză, până acum mergeam înainte. Ops. Băi, dă damage, frate, asta. Oh, stai că nu e bine. Stai că nu e... Aha, stai așa, că... Aie. M-am ferit la țancă, iar întorgeam una în freză cu...
Poate așa, să punem frână, adică nu-mi place așa. Dar nu, că nu pot să... Băi, deci nu pot să ajung la... O scrim... Au! Așa, tati, hai că până la urmă... Nu e bine cu viteza mare aici. Deci... Două bucăți de astea frumos pentru șuruburi. Tati, tot mai bine cu viteza noastră care ne-a consacrat. Ce cauți aici, mă? Ce ai dat? Ce mi-ai adus? Hărniță? Și piele. Nu? Să nu a adus nimic. Hai că vedem noi acum. Deci tot așa cu viteza Mercurii e bine. Că mi-a luat și damage tot între timp. Yeah. Opa, opa, opa. Vino cu ace la băiatul că nu... Vino cu ace că trebuie să topesc aici. Deci, zice că aici îmi trebuie... Așa, tati. Și acum o dăm pe cupru. O singură bucată. Atât să facem. Deci aici ne trebuie șuruburi. Îi băgăm aici șuruburi. Două vrea doamna. Aia e, tati. Și mai trebuie una bucată de scrap ca să fac încă o de aia de cupru. Să fac două dale de sârmă. Ia. Ați. Hai să ne uităm și de mâncare, tati, că totuși... Până facem noi bucătărie... Uu, ce e acolo? Acum o văd. Ce-i coada aia mare așa? Upsi! Upsi! Stai acolo, să nu vii la noi. Am pistol și știu să-l folosesc. Hai cu pistolul ăsta, dacă vine uite câte animală. Băi, de numai, dacă mai e coada aia, să ce e acum? Deci... E belea? Hai că trebuie la cupru aici. O dată. Ia și gheața, tati, că e pentru apiță. A rămas fără combustibil, de ce nu spui? De ce nu spui că pulgăm aici, să fie. Hai, tati. Uite aici sus, uite aici sus bucată de... Bucată ce trebuie mie. A, e tati. Ia. Dă și la mine asta. Dă și lemnul că-mi trebuie pentru foc aici. Trebuie combustibil, tati. Asta-mi trebuie la cupru. Ia. Și acum zice că le trebuie... Nu mai am spațiu, ce nu mai am aici? Vedeți că e a mea problemă. Și acum trebuie să facem sârma. O singură de asta. Mai trebuie o bucată de asta aici. Îi băgăm aici. Îi dăm aici. Îi dăm aici. A, e tate. Lucrăm. Lucrăm la greu. Bă, dar coada aia... Să ce încolo? Stai acolo. Așa, tate. Adunăm și astea pentru... Ne-a crescut viața la 99% înapoi. Am luat una bucată în freză de ce e asta pe aici? Piatră, rocă, stâncă, ce e asta pe aici? Meteoriți, ce se nu știu. Am luat un pic în freză și mi-a dat un pic de damage, dar nu e problemă, că se rezolvă. Dă și mie asta, te rog frumos, să rămână. Ai. E gata și ăsta la altul? E gata și ăsta la altul? Dar n-am o să-l pun în partea asta la altă, vechea mea problemă. Am luat-o de aici și am dat-o așa frumos și încă una și că e voie. A, e tate. Și facem frumosul nostru laborator, tate. Trecem la alt nivel. Aia. Băi, poate ai văzut ce încolo, n-am treabă cu noi. Hai. Asta trebuie pentru cupru.
Asta pentru forja. Oh, 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 vină încoace, vină. Vină încoace, atât. Mă gândeam că te-am pierdut. Și în față vine, vine în față, vine, uite aici. Ia uite aici, am văzut după colț așa. Uite ce, ce bine ascuns era. A, e tati. Și ceva de băut, n-am să mai pun. N-am să mai pun, tati, nu mai mă las. A, e, las-o acolo. Un pic de frânescu, zic. E gata și asta. Așa, tati. Am făcut, ia uite-l. Laborator, tati. Workbench-ul laborator, mai departe. Ce zice aici? Aici ne trebuie neapărat grăsime. N-avem deocamdată. Dar aici ne trebuie, fiți atenți aici, șmechereală. Trebuie să facem una de bucată de fier. Și o de asta de aici, de la laborator. Uite ce la laborator. Trebuie să facem nea... Băi, deci e problemă. Deci ca să facem, să fac întâi pasta. Și am nevoie de grăsime. Și ne blochează rășina. Deci trebuie să-mi puși neapărat... unde-s lipitoarele alea, mă? Uite că vin. Ah, ce bulan am avut! Asta îmi trebuia. Băi, îs meseria asta. Dacă nu-s bun eu și dacă nu mă laud eu, cine să mă laude? Ia, ia uite. A, e tati. A, e tati. Stai să stăm așa mai confortabil, să ne așezăm, că suntem bun, tati. Ce să mai, stai să un pic, să ne tamponăm așa puțin pe aici, să nu ne cadă fundul de ten. A, e tati. Păi da. Și acum mai rămas ultima. Ultima care are nevoie de ceva jucării pe aici, dar ca să facem noi pe aici. Ia. Deci asta o să facem o bucată de grăsime iar. Aaaa, de capul meu. Și cum se mă, grăsime, ce este un fel de... un fel de daia, cum e ce, vaselină sau ce e asta? Să mai împușcăm o rotundă de alea. Să mai împușcăm o rotundă de alea. Așteptăm să mai vină, poate mai nimeri vreuna, uite-le. Oh, 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 două secunde, două secunde. Nu putea să ratez treaba asta. Nu știu cum să trag în ele, la întâlnire undeva, nu știu cum, ele vin așa cu minți și mai când tragi în ele, să sperie. Am trecut pe lângă lemn, pe acolo. Stai cu ochii după astea, ne întoarcem la... și la astelalt. Frână! Frână că întreb, mamă, deci dispează sunt după scrap, am pus frână, tati. Bun. Ia, vine astea mă cu minte și pune. Schimbați-mă de țean coace. Nu vor, mă. Nu vrea mușculeanul lor. Deocamdată nu topim nimic. Spre departe, dacă trag și un puș cu vânat, n-ajung cu sârma până acolo. A, asta e lemn. Păi am scrap. Deci pentru asta, oricum îmi trebuie două secunde. A, îmi trebuie și o bucată de... două secunde, băgăm. Hai să băgăm două. A, e tati. Las că facem rost. Grăsimea e importantă, dar nu mai vin rătănile alea să fac și eu rost de grăsime. Ia. Hai, please. Nu vin, mă, nici să le... Ia. Cum s-au dus? N-ai, tati. Aha, tot două secunde, două secunde. Băi, hai, mă. Uite, mă, nu pot să ajung la aia sus. Băi, ce panoramă. Deci dacă stau deasupra... Ia. Nu mai ajung. Mă strânge lanțul. Mă strânge lanțul, tati. Băi, băi, băi. Băi, ce... Mă trage vagonetul aici, tati. Ia. Ușurel.
de lemn. Eu totuși trebuie să mă concentrez un pic când vin stolul ăla de lipitor sau ce sunt. Ia uite, ia uite, am trecut pe lângă un bucat de scrap. Fiți atenți aici, aroganță. Ia. Da puțin cu spatele. Aroganță, tati. Îmi permit. Și acum schimbăm sensul. Hai, tati. Mai oprită frânta, așa, acum. Eram bine. Deci problematică este acum acea grăsime, tati. A, uite, vine gara. Hai că vine gara și poate în gara găsim ceva pe acolo. Hai să dăm cu viteză. A? Ia. Hai că îi dăm cu viteză până în gara, că nu mai stăm. Ia. Așa, dat cu viteză. Ia. Au? Hai că adunăm. Mă trage lațul. Ne. Ia-o. Uite-vă aici pe... Ia, stați-și pe mini. Asta vine și băiatul. Gata, tati. Intrăm în a doua gară. Ia. Deci avem nevoie, v-am spus, de grăsime pentru următorul research aici. Să facem toată asta la laborator, o piesă. Iar intrăm în gară, frumos. Acum avem și pistol, nu mai ne sperie nimic. Ia. Hop. Prână, tati. Ia. Ați. Aici nu-i nimic. Lemn. Asta e mișto că în gări acum sunt materiale. Uite aici, lemn. Și adună mai simplu decât să fugim pe acolo pe sus. Hai să-l împartă, să-l mutăm și pe partea alaltă. Uite, tati. Putem să-l luăm și pe aici, pe jos. Pe pasajul ăsta. Ia. Uite o cutie aici. Așa, tati. Uite material aici. Ceva pe aici. Una bucată lemn. E bun, să fie primit. E bun și asta. Aici liniște. Cutie, frumos, lemn. Și am ajuns în partea asta la altă. Partea cealaltă a trenului. Cutie, frumos. Grăsime, tati. Grăsime, băie, ce bulan am avut. Băie, ce bulan, dar n-am să le pun. Ce să consum eu de aici. Bag apă la greu. Ia, tati, toată apa. Ia uite, tati, grăsime. Ia uite, tati, și de asta. Ia uite, tati, și scrap aici. Pe aici ceva, panouri, ce pe aici. E deranj mare pe aici, nu e treaba noastră. N-am să mai pun asta. Două secunde că mă întorc după el, nu-l las. Dacă băgăm la topit. Să pune problema să lăsăm bunătate de... Ia. Bagă de aici. Două bucăți chiar. Așa, tati. Cum să lăsăm noi bunătate de... N-avem pentru lemn. Stai că mai era o bucată aici. O iau și lemn, nu-i problemă. Stai că băgăm aici lemn. Uite. Hăț. Și aici facem de asta. Aia, tati. A, dar noi am dat și-o să facă. Băgăm și lemn aici acum. Brei. Una, două. Așa, tati. Și acum create. Aia, tati. Bolborosește acolo. Și să luăm și lemnul ăsta la altul și gata și cu gara asta. Aia, tati. Ia. E gata, ce e bucata asta? E gata, ce bucata asta?
Aici trebuie bucată de metal. Asta e problema, că n-avem aici, uite. N-am spațiu, Ce să las eu pe aici, ce să... Mai băgăm niște de-asta la... uitați, ia. Tot n-am spațiu. Tot n-am spațiu, tati. Asta că golesc la lemne aici. Două secunde. Bag așa. S-a golit? Ia să vedem. S-a golit, tati. Ce? Na, trebuia să iau de aici astea. Așa, și am dat aici. Gata, tati. Și ultimul research făcut pe episodul ăsta frumos. Basic components le-am făcut frumos, elegant. Asta acum, următorul, putem să ne, uite, deblocăm platforma și putem să deblocăm rafturi pentru asta, pentru, cum spune, pentru chesturi, pentru containere, să le punem pe verticală să nu ocupe spațiu, pentru că ocupă cam mult spațiu și sunt doar 3 sloturi, dacă practic să măresc cu timpul. Cred că trebuie să, ia, o să le upgradez ceva de genul, nu știu, mai încolo. Da, deci asta este frumosul joculete cu Voidtrain. Un tren care merge printr-o lume virtuală, adunăm foarte multe chestii, avem aventură, ne batem cu toată lumea, facem trenul ăsta lung și frumos, ne facem și locomotivă, tot ce ne trebuie, jocul are ce arăta și la grafică și la poveste, la tot ce vreți. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut episodul, dacă v-a plăcut, vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Până la viitoare, salut!